În fiecare an, în data de 21 mai, Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. Sărbătoarea este una importantă pentru creștini, dar are o semnificație aparte pentru lăcașurile de cult care îi poartă hramul. Acesta este și cazul bisericii din cartierul Mărcuș. Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt ocrotitori ai Bisericii Câmpulungene, fiind hramul de vară al lăcașului, alături de Sfinții Trei Ierarhi, hramul de iarnă. Astăzi a fost oficiată o slujbă specială la care au participat enoriașii, respectându-se distanțarea socială. Doamne, miluiește! Dacă ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi care s-au pomenit Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bun de viață, păcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În zilele de domnie ale împăratului Constantin cel Mare, biserica creștină s-a putut bucura și de zile senine. Îndemnat și de împărăteasa Elena, mama sa, care era o creștină cu frică de Dumnezeu, Constantin cel Mare a arătat multă dragoste pentru creștini și a oprit persecuțiile împotriva lor. Le-a restituit averile pe care le pierduseră în vremea prigoanelor, i-a așezat pe mulți în slujbe de seamă și le-a ridicat biserica, chiar pe cheltuiala Imperiului. Despre viața celor doi împărați ajunși sfinți a vorbit preotul Mihail Zamfirescu. Constantin cel Mare era foarte frumos ca trup, înfățișare și foarte înțelept la minte. Și de aceea a fost în admirația celor din perioada sa, comandanților și cezarilor, și a fost crescut la curtea lui Diocletian. Tatăl său, Constantin Clor, a ajuns stăpânitor cezar peste o parte din apusul Imperiului în Galia de astăzi, iar când el a murit, i-a urmat fiul său Constantin. S-a deplasat de aici din Balcan, s-a deplasat până la în Galia și acolo și-a stabilit capitala la Trier. Trier este o localitate care acum se află în Germania, la granița cu Franța, și unde, dacă ajungeți, veți vedea două bazilici din vremea lui Constantin cel Mare construite acolo. Acolo a întărit Galia, avea adevărate calități militare, i-a înfrânt pe gale răscoalele acestora, a stabilit înaintarea germanilor, a stabilit Rhinul ca graniță și fortăreață naturală pe care a întărit-o și militar. Și de aici și-a îndreptat gândul către Roma, unde venise Maxențiu, care nu avea ce să caute acolo, pentru că Augustus, în partea aceasta de imperiu, era sever. Mă rog, sunt mai multe încurcături militare, politice, geostrategice, dacă doriți. Oricum, Constantin s-a îndreptat spre Roma și acolo a avut de înfruntat armata lui Maxențiu. Gândul lui nu era decât la Dumnezeu, nu-l cunoștea. Și spunea: Doamne, Doamne, Dumnezeul tatălui meu, arată-mi-te mie și spune-mi cine ești, ca să știu cui să mă închin. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu, dar avea această sensibilitate și știa că există acolo sus și cerea ajutor ca să-l cunoască. Și înaintea bătăliei de la Pons Milvius, un pod pe Sereul Milvius, aproape de Roma, acolo, rugându-se el fierbinte, noaptea dinaintea bătăliei, i s-a arătat Mântuitorul cu semnul său, care se arătase pe cer, și îl văzuseră atât Constantin cât și toată oastea a lui, o cruce luminoasă după alții, monograma lui Iisus, arăta pe cer, luminoasă așa în miezul zilei, și o voce s-a auzit spunând: sub acest semn vei învinge. Și seara, tot tulburat el, Constantin, gândindu-se la acest semn și la Mântuitorul, i s-a arătat Mântuitorul cu semnul acesta și a spus să se pună sub pavăza crucii, sub pavăza creștinismului. Totodată a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru cei adormiți.